Tu ce faci de obicei atunci când aștepți autobuzul sau când stai în metrou până ajungi la serviciu? Dacă ești ca majoritatea oamenilor, cel mai probabil te uiți la monitorul tabletei sau smartphone-ului tău. Până la urmă, de ce nu? Toată lumea face acest lucru, însă este extrem de periculos și total interzis să folosești telefonul atunci când conduci mașina. Îți distrage atenția de la șosea și te afli cu un pas mai aproape de un accident rutier. Gadgeturile personale sunt mai apropiate de noi decât orice sau oricine altcineva. Sunt o sursă de informație, comunicație și distracție, dar este bine să țineți minte că devotamentul pe care îl arătăm dispozitivelor inteligente este rău pentru coloana vertebrală. Oamenii de știință americani au descoperit că petrecem mai mult de 2 ore uitându-ne la ecranele smartphone-urilor noastre și le atingem de aproximativ 3000 de ori pe zi. Gândiți-vă la germenii incubați acolo. Colegii lor din Australia au mers mai departe și au făcut un studiu despre cum ne influențează gadgeturile sănătatea, iar rezultatele au fost uimitoare. 218 oameni cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani au luat parte la acest studiu. Doctorul David Sheher a descoperit un os mic apentic, adică care s-a lungit oarecum în zona din spate a craniului la numai puțin de 41% dintre participanți. El a luat în considerare și oasele cu proporții mai mici, dar 10% dintre persoanele care au luat parte la acest test aveau un apendic mai mare de 2 cm, iar mărimea maximă înregistrată a fost de 3,55 cm la bărbați și 2,54 la femei. În timpul celui de-al doilea studiu, oamenii de știință au examinat 1200 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 86 de ani. Rezultatele au arătat că apendicele din spatele craniului apărea în special la cei tineri. Doctorul Sheher și colegii săi au presupus că osul în plus și leziunile au fost cauzate de o postură proastă. Folosirea gadgeturilor ne face să îndreptăm capul nefiresc de jos și să-l păstrăm în această poziție pentru un timp absurd de lung. Ca rezultat, greutatea capului este distribuită diferit, ceea ce înseamnă o presiune enormă în locul unde mușchii sunt atașați craniului, ducând la schimbarea structurii osoase și a tendoanelor. Timpul pe care oamenii îl petrec cu ochii lipiți de ecranele dispozitivelor inteligente a crescut de 3 ori într-un singur an. Doctorul Sheher spune că, din cauza perioadei de timp tot mai îndelungate pe care o petrecem în fața ecranelor, fiecare generație va avea un apendic osos din ce în ce mai mare. Oamenii de știință cred că osul crescut în sine nu reprezintă niciun pericol, ci curbura coloanei vertebrale, care poate duce chiar la diverse afecțiuni. Capul uman cântărește aproximativ 5 kg, destul de impresionant. Greutatea sa este mai stabilă dacă capul se află în poziție verticală, dar cu cât ne aplecăm capul înainte pentru a lipi ochii de ecranele dispozitivelor, cu atât capul devine mai greu în comparație cu gâtul. Pentru gât, el de fapt cântărește 12,2 kg când este îndreptat la un unghi de 15 grade, 18 kg la 30 de grade, 22 de kg la 45 de grade și 27 de kg la 60 de grade. Îți poți imagina capul tău atârnând 27 de kg, iar gâtul trebuie să susțină toată această greutate. Un experiment scurt îți va permite să simți presiunea resimțită de coloana vertebrală pusă sub aceste condiții. Încearcă să atingi încheietura mâinii cu vârful unui deget de la aceeași palmă și să menții această poziție pentru, să zicem, o oră. Este foarte dureros, corect? Mă îndoiesc că vei putea face asta chiar și un minut, dar dacă te vei forța să faci acest exercițiu, ca să zicem așa, țesutul se va inflama foarte tare. Același lucru se întâmplă cu gâtul și coloana ta, chiar dacă nu simți acest lucru imediat. Acesta este prețul pe care îl plătim pentru posibilitatea de a fi conectați unii cu alții 24/7, să avem orice carte, melodie sau film la degetul mic și să nu fim nevoiți să avem nimic mai mult decât un smartphone sau o tabletă care le include pe toate. Suntem de nedespărțit de gadgeturile noastre, prin urmare, inflamația coloanei vertebrale se întâmplă zilnic tot timpul. Există chiar și un termen ce face referire la această curbură a gâtului specifică, care apare ca rezultat al folosirii device-urilor, text neck sau în limba română gâtul textului.
Acest termen a apărut în 2008 când doctorul Dean Fishman a controlat un pacient în vârstă de 17 ani. Tânărul se plângea de dureri de cap și dureri ale gâtului. Această problemă a devenit o adevărată epidemie încă de atunci. Doctorii spun că adolescenții și copiii cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani petrec numai puțin de 7,5 ore pe zi uitându-se la ecranele tabletelor sau smartphone-urilor, dar problema nu apare doar la cei tineri, ci la toți ceilalți. Presiunea cronică cauzează probleme, iar unele pot fi rezolvate doar prin intervenție chirurgicală. Încordarea și întinderea pe termen lung a gâtului duce la un proces inflamator al țesutului. După aceea, nervii se pot restricționa, apar rupturi ale discurilor intervertebrale, iar curbura naturală a gâtului începe să se schimbe. Oamenii încep să se simtă rău, au dureri de gât și de coloană și mai târziu apar durerile de cap. Postura proastă provoacă de asemenea și alte probleme, cum ar fi faptul că scade volumul plămânilor. Poți verifica cu ușurință acest lucru de unul singur. Fă o respirație completă când stai cocoșat în fața telefonului. Acum îndreaptă-ți postura și încearcă să faci acest lucru din nou. Simți diferența, corect? Când nu respiri corect, nivelul de oxigen din sânge scade și, prin urmare, organele primesc o cantitate mai mică din acest gaz atât de prețios pentru sănătatea noastră, inclusiv a creierului. Presiunea asupra organelor interne cauzată de postura proastă poate duce la diverse probleme de stomac, intestine și întregul metabolism. Un alt lucru cauzat de gadgeturi este mai puțin rău pentru sănătatea gâtului și este mai dăunător aspectului tău. Se numește bărbie dublă, care apare chiar și la fetele sau băieții tineri și slabi. Țesutul moale din spatele bărbiei coboară, își pierde elasticitatea și gâtul în sine devine zbârcit. Lumina vizibilă de mare energie pe care o radiază ecranele smartphone-urilor, tabletelor, laptopurilor sau calculatoarelor poate cauza pigmentare și provoacă riduri premature, făcând pielea să fie hipersensibilă. Toate aceste efecte se numesc îmbătrânire digitală. Nu o vedem imediat, dar cu timpul fața noastră devine roșie, inflamată și uscată și curând vor apărea noi riduri. Este greu să ne imaginăm viața fără gadgeturi, dar sunt niște pași pe care îi putem face pentru a reduce problemele pe care le cauzează sănătății noastre. Iată niște sfaturi. Țineți smartphone-ul la nivelul ochilor, astfel încât capul tău să rămână în poziție verticală și să nu se îndoaie, dar îți poți cauza probleme de umeri dacă obișnuiești să-ți ții telefonul în această poziție tot timpul, deci este mai bine să schimbăm pozițiile frecvent. Dacă stai jos, mențineți picioarele pe podea, trageți umerii înapoi, astfel încât să nu înclin capul înainte. Poți folosi chiar și un dispozitiv hands-free atunci când vorbești la telefon. Studiile te sfătuiesc de asemenea să folosești ambele mâini pentru a ține telefonul și să scrii mesaje cu ajutorul degetelor mari. Acest lucru va crea o poziție mai confortabilă și simetrică pentru coloana vertebrală. Când lucrezi toată ziua la calculator, ai grijă ca ecranul să fie poziționat la un nivel care este în mod natural în câmpul tău vizual, pentru că este rău dacă trebuie să-ți apleci gâtul atunci când te uiți la el. Același lucru este valabil și pentru laptopuri. Încearcă să folosești o tastatură separată și poziționează ecranul la același nivel cu ochii tăi. Există chiar și o aplicație specială doar pentru a te asigura să nu uiți să-ți menții o poziție corectă a gâtului. Da, telefoanele din zilele noastre sunt atât de inteligente. Când îți poziționezi smartphone-ul într-un unghi corect, vei vedea o lumină verde în colțul din dreapta sus al ecranului și atunci când îl poziționezi într-un unghi incorrect, lumina va deveni roșie. Poți adăuga diverse semnale sau sunete care să te avertizeze atunci când ai o postură proastă în timp ce folosești telefonul personal. Încercați Neck Guard pentru utilizatorii device-urilor de la Apple care folosesc sistemul de operare iOS sau Posture pentru cei dintre voi care folosesc Android. Îi poți cere unui prieten să-ți facă o poză a părții superioare a corpului atunci când scrii mesaje pe telefon și puneți acea fotografie ca imagine de fundal pentru a-ți reaminti singur că trebuie să iei o pauză de la tehnologie din când în când. Chiar și o pauză scurtă de câteva secunde va ajuta la preluarea presiunii de pe vertebrele gâtului. Încearcă să te uiți periodic la ceas pentru a-ți organiza și limita timpul pe care îl petreci în fața ecranelor digitale. Gâtul și ochii tăi îți vor mulțumi.
În timp ce cosmetologii caută metode pentru a proteja pielea de îmbătrânirea digitală, este o idee bună să te ajuți singur din interior, adică să adopți o alimentație sănătoasă. Alimentele bogate în antioxidanți pot ajuta foarte mult. Fructele de pădure proaspete, spanacul și verdețurile, nucile, brocoli și strugurii sunt cei mai buni prieteni care te vor ajuta să lupți împotriva îmbătrânirii. Cu toate acestea, toți doctorii sunt de acord că cel mai important lucru este să iei mai multe pauze atunci când lucrezi cu gadgeturi. Nu contează dacă este un smartphone sau computerul personal. Ridică-te la fiecare 20 de minute, masează-ți umerii și gâtul sau ieși la o plimbare scurtă pentru a accelera fluxul sanguin. Tu cât timp petreci aplecat cu fața în ecranele tabletei sau smartphone-ului? Ești pregătit să scurtezi această perioadă dacă este benefic pentru sănătatea ta? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!